De data aceasta este vorba despre Igor Mocanu. Da, am încercat cât am putut mai bine și mai detaliat să intru în ceea ce mi s-a părut. Igor, recunosc că e un labirint sau un fel de cub Rubik sau nu știu, pentru că am văzut că însemni multe: critic de artă, curator, editor, traducător, publicist, preocupat, pasionat și îndrăznit despre de avangarda artistică, de avangarda politică, cu o cercetare pe tema asta, o teză de doctorat în arte vizuale, fiu, soț și tată, firește, și pentru toate acestea, cred, semnatar al cărții cu tații, alături de 12 alte nume. Ce mi s-a părut extraordinar în colaborarea ta la Cartea cu Tați este formula în care ești prezent în această carte, pentru că ești în dialog cu Robert Mălan, dar interviul vostru intră și în scenariu, este și pretextul textului, dar și al spectacolului. Aici unde al spectacolului Cocoțat pe schele, da? Pentru care Robert Balan a valorificat textele a 5 scritori. Dar ce mi-a plăcut mie în povestea asta este felul în care este valorificat dialogul vostru, pentru că, așa cum spuneam, de câteva ori dublu, triplu, e text, e pretext, pretext, parte vizuală din spectacol. Și întrebarea mea este, Igor, dacă în felul acesta, știind, înțelegând de la tine că îți pui problema rostului cuvintelor în societatea noastră, în lumea de astăzi, dacă participarea ta la această carte, care oricum este o carte hibrid, o carte cu formulă complicată, o carte experiment, participarea ta nu este un fel de manifest indirect, nu? Cuvântul care e parte din spectacol, sau da. Cum ai văzut participarea ta la această carte? Așa cum am văzut-o eu, ca un manifest indirect, având în vedere că tu ești tot acest labirint, cum e participarea ta la această carte, experiment? Încerc acum să-mi amintesc atmosfera din momentul în care Robert mi-a scris și mi-a povestit despre intențiile lui. Cred că cel mai onest răspuns la această întrebare ar fi că eu de fapt nu am participat la o carte sau nici măcar la un spectacol, ci la un dialog cu Robert, și dacă rezultatul este așa cum a fost el introdus în spectacol și publicat, este pentru că n-am avut nicio clipă senzația perspectivei astea a întâlnirii cu un public de teatru sau cititor. Noi și eram la distanță în momentul ăla, n-am putut să ne întâlnim față în față. Noi locuiam la Timișoara atunci și dialogul este unul real pe e-mail, dar real în sensul că nu am primit o listă de întrebări la care să răspund în așa fel încât se pare că vorbim. Noi chiar vorbeam, azi îmi trimitea o întrebare, eu îi răspundeam peste 3 zile sau o săptămână în funcție de cum aveam timp și tot așa, până când s-a închegat conversația asta. Cred că e foarte puțin redactată, nu e ceva. Deci asta ar fi cel mai cinstit răspuns. A fost o întâlnire cu Robert în primul rând. După aceea, felul în care întâlnirea asta a apărut, ea în Cocoțat pe schele și acum în Cartea cu Tați, e mai mult perspectiva lui, a lui Robert Bălan, și modul în care a asamblat el acest puzzle incredibil. A ieșit ceva foarte interesant, ceea ce până la urmă e așa întâlnire fericită pentru toată lumea. Aș fi vrut să mai știu cum ai văzut tu poziția ta de tată în legătură cu
imaginile, concediul și așa mai departe, pentru că am văzut că povestești în dialogul cu Robert Bălan din Cartea Cutați, faptul că în momentul în care ți-ai anunțat intrarea în concediu, ai primit o invitație de la ambasada Suediei de a participa cu fotografii de familie la expoziția Swedish Dads pentru Romanian Dads. Adaug însă, dar n-am participat, fiindcă ce l-am primit eu nu era suficient de estetic, iar imaginile nu erau la calitatea dorită. Și eu n-aveam timp și nici energie să cosmetizez ipostaza asta în imagini frumoase și la rezoluție înaltă, ca să dea bine în expoziție. Nu, spui tu, realitatea e în poze mișcate. Mie mi-a plăcut grozav mesajul ăsta, dar și din spatele fotografiilor trimise de tine și dincolo de ele. Acest realitatea e în poze mișcate, mi se pare o metaforă uluitoare. Cu alte cuvinte, un fel concentrat de a spune asta înseamnă să fii tată, un vârtej, o zuvă, o mișcare, nu așa, în poza de a fi în rol. Dacă ar fi să oferim o metaforă vizuală în loc de expresia concediu parental sau Igor tatăl, care ar fi aceasta? Imaginea cărui obiect existent sau inventat îl poți asocia sau cine știe, poate una dintre fotografiile pe care le-ai trimis pentru expoziția cu pricina, dacă se pot oare povesti fotografiile? Se pot. Știu, am trimis mai multe, dar una mi-amintesc foarte precis, pentru că era o fotografie cu mine și cu fiica mea, care acum are 9 ani, dar atunci avea 4, chiar în expoziția Swedish Dad de la Arcub. Eram cu ea și ea mi-a arătat niște detalii într-una dintre fotografii, eu îi spuneam ce văd acolo, nu mai știu despre ce vorbeam, dar în fine, cert este că una dintre fotografii surprindea momentul ăsta. În fine, neparticiparea la acea invitație nu e o mare chestie. Pur și simplu, cerințele, criteriile de eligibilitate, să spun așa, erau foarte ridicate. Adică, mai artiștii când aplică, când își trimit portofoliul la un muzeu sau la o galerie, mai primesc astfel de solicitări cu rezoluție, nu știu de care, așa mai departe. Eu am rămas la ideea tatăl Igor, da? Cu acest tip de manifest, viața este în fotografiile mișcate și e și artistul Igor din spatele întregii povești. Foarte, foarte grăitoare acum, povestea asta. Paradoxul cu părinții care fac fotografii copiilor și invers, copiii mei fac foarte multe fotografii. Uneori mă mai uit în telefon și urmează o serie de fotografii cu, pe, nu știu, ei în ziua cu care spațiu de joacă și în mijlocul lor descoperă o fotografie cu un căluț cu efecte făcute de ei. Da, nu știu dacă aș alege o fotografie anume care să reprezinte ipostaza asta, cred că e mai degrabă succesiunea asta de corect. Fotografii foarte ordonate, întrerupte așa de câte un colț de cameră în care nu înțelege absolut nimic, dar pentru ei e foarte important colțul ăla de cameră. Absolut. Ce faci, dragă Igor, dacă unul dintre copiii tăi te întreabă ce înseamnă, nu știu, un cuvânt greu de explicat, sinecdocă, am zis eu, concatenare, habar n-am, nu orice părinte trece prin asta. Îl pasezi, îl amâni sau îi explici pe înțelesul lui? Dar dacă ar trebui să explici cuvântul avangardă într-o frază pe înțelesul lui, cum ai face? Sau într-o imagine, un obiect inventat, nu știu. Asta e o întrebare care descrie perfect perioada de acum, noi fiindcă primesc astfel de întrebări aproape zilnic, cu atât pentru cuvinte, tot fel de cuvinte complicate, auzite sau citite, dar și cuvinte din alte limbi, în special olandez acum, fiindcă ambii învață foarte repede, mai repede decât limba asta nouă pentru ei.
Cel mai greu lucru pe care, cel mai greu lucru de învățat, dar nu greu fiindcă e dificil, ci fiindcă nu te gândești la el imediat pentru un părinte atunci când copilul vine cu tot felul de întrebări, este să spună nu știu. Hai să ne uităm împreună pe Google, să vedem ce ne explică. Nu știu, cel puțin asta funcționează foarte bine în cazul meu și atunci raportul ăsta dintre părintele a toți știutori care explică copilului una și alta se transformă într-un parteneriat, dacă vrei, în care descoperim împreună Una. ce a vrut să pună un cuvânt sau altul. Avem discuția asta foarte des atunci când jucăm fazan. Când mă simt suficient de energic și fresh, trântesc intenționat din cuvânt din ăsta ca să provoc o astfel de discuție după aceea. Ai spus la un moment dat că, tot într-unul dintre răspunsuri către Robert Bălan, nu mă descurc deloc cu gălăgia continuă și cu zumzetul cotidian, dar asta e o lecție pe care am învățat-o la primul copil, că dacă vreau să ajung întreg la minte la capătul zilei, e bine să nu amestec planurile. Ce altă lecție a învățat tatăl Igor de la proprii copii? Despre cum să fie el cu copiii, am cam înțeles, dar a învățat Igor să fie altfel cu lumea, a învățat toleranța, vorbeai mai devreme despre învățarea rapidă a limbilor străine, copiii reușesc să se joace și când nu știu aceeași limbă, vorbește fiecare pe limba lui. A învățat Igor asta de la copiii lui sau ce altă lecție a învățat de la copiii lui? Comunicarea sau efortul de a te face înțeles, cred că e cea mai și comunicarea și capacitatea de a înțelege pe celălalt, oricât de radical diferit ar fi, cred că e cea mai importantă lecție. Fiindcă și chiar am. Bine, în fiecare zi învățăm câte ceva, fiindcă, cum spuneam și mai devreme, mi se pare că procesul nu e unidirecțional. Noi, toți știutorii care îi educăm, e așa un ping-pong continuu. Dar, sincer, acum, în contextul în care activez eu, am colegi de pe toate continentele. Coleg din Nigeria, mai am colegi din Europa, tot fel de țări, după aceea din Asia, peste tot. Fără să vreau acum să par foarte poetic, cred că efortul de a comunica cu proprii copii m-a ajutat foarte mult să-i înțeleg pe ei și să ajungem într-un punct în care lucrurile funcționează, nu doar strict tehnic, în context profesional, să spun așa. Nu, întâmplător te-am întrebat, pentru că și eu trăiesc într-un melting pot și da, asta am învățat întâi prin fiica mea, această toleranță și deschidere la comunicare, cu atât mai mult cu cât stai într-un mediu în care sunt prezente atâtea nații, atâtea religii și atâtea. E foarte important, iar pentru copii, ei pricep mult mai repede și noi prin ei se comportă diferit. Igor, tatăl de băiat, față de Igor, tată de fată, am mai auzit această dilemă.
în cazul părinților cu mai mulți copii? Nu știu, asta cred că, la întrebarea asta, cred că ar putea răspunde mai bine soția mea decât eu. Eu despre mine am părerea foarte bună că nu. Că, na, de altfel, la noi, în casă, lucrurile nu sunt foarte strict împărțite pe gen. De fapt, nu folosim deloc împărțirea asta pe gen, acestea sunt jucăriile tale, crezi de fete, acestea sunt ale tale, crezi de băiat, așa mai departe. Lui, cea mai mare tentație pentru fiul meu sunt machiajele de jucărie ale fiicei, spre exemplu. De câte ori prinde și le fură, se face cu ele din capul necesar. M-am și trezit de altfel în vreo două dimineți cu unghiile rupte de către amândoi într-o foarte fraternă colaborare. Înțeleg foarte bine și mai ales că am citit acolo în răspunsurile către Robert, spui că soluția magică este în educație ascultarea. Ascultarea fiecăruia și validarea lui, nu crezi în coerciție, nu crezi în atitudinea punitivă. Acum înțeleg și de ce te lași machiat și așa, pe de-o parte. A fost o mare bucurie să ne cunoaștem. Și nu spun asta pentru că trebuie să ne luăm acum la revedere și să facem un final minunat de interviu, pentru că eu am sinceritatea, cred, uneori mai presus de orice printre cele pe care vreau să le fac. Realmente a fost o bucurie să ne cunoaștem. Chiar îmi doresc să repetăm povestea cu sau fără pretext, text și ce-o mai fi. Îți doresc să-ți fie bine pe acolo, pe alte, cu tot ce faci și cu cine faci, să-ți iasă toate pe placul inimii și al minții și să fii și un tată așa cum îți dorești. Îți mulțumesc pentru privilegiul ăsta și pentru întâlnirea minunată de astăzi.